După cum știm, organizația PSD Dâmbovița și-a declarat public săptămâna trecută susținerea pentru Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, care în weekend și-a lansat candidatura pentru șefia partidului în județul Teleorman. Scrutinul pentru desemnarea noului președinte al Partidului Social Democrat va avea loc pe data de 11 octombrie, în timp ce congresul propriu-zis se va desfășura o săptămână mai târziu, pe data de 18 octombrie. Toți membrii PSD vor avea emoții pe data de 11 octombrie, pentru că vor avea loc alegerile în teritoriu pentru stabilirea persoanei care va ocupa funcția de președinte al PSD. Alegerile vor fi organizate și în Dâmbovița. Alexandru Oprea, secretarul executiv al Partidului Social Democrat Dâmbovița, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă faptul că 31.275 de persoane cu acte în regulă în cadrul PSD Dâmbovița sunt așteptate la urne în Dâmbovița. Vor fi organizate secții de votare în fiecare localitate din județul nostru. Urnele se vor deschide la ora 8 dimineața și se vor închide la ora 8 seara. Alexandru Oprea, secretarul executiv al Partidului Social Democrat Dâmbovița, a precizat că este posibil să se înființeze mai multe secții de votare în municipiile Târgoviște și Moreni. Pe data de 11 octombrie, Partidul Social Democrat organizează alegeri interne pentru funcția de președinte al organizației Partidului Social Democrat. Ca măsuri organizatorice întreprinse, vom avea secții de votare în fiecare comună, iar în localitățile mai mari, președinții organizațiilor locale au libertatea să decidă, comunicând până pe data de 4 octombrie, câte secții de votare vor face. Probabil la Târgoviște, la Moreni, vor fi câteva secții de votare. Nu numai una singură, pentru că este destul de dificil să organizăm procesul de votare într-o singură secție. Vor avea dreptul să voteze toți membrii de partid înscriși în evidențele Partidului Social Democrat până la data de 4 octombrie, deci încă se mai lucrează la listele cu membrii de partid. Din datele pe care le avem până la această dată, date prezentate și în cadrul conferinței organizației județene, în județul Dâmbovița avem 31.275 de membri de partid care sunt așteptați să voteze pe data de 11 octombrie. Mâine are loc un comitet executiv național la București, la care va participa președintele organizației județene și se vor decide asupra ultimelor măsuri de natură organizatorică pentru desfășurarea în bune condiții a acestor alegeri. Pe data de 18 octombrie va avea loc congresul Partidului Social Democrat. Probabil tot mâine se va stabili numărul de delegați pe care organizația județeană Dâmbovița trebuie să-l aibă pentru această activitate și tot mâine urmează să stabili și modalitățile în care vor fi depuse candidaturile pentru funcția de președinte executiv, secretar general și vicepreședinți la nivel național ai partidului. La alegeri se va vota doar pentru președinte. Restul funcțiilor de partid vor fi stabilite în data de 18 octombrie la ședința Comitetului Executiv Național PSD de la Sala Palatului din București. Voturile se vor centraliza la nivel național, iar rezultatul alegerilor va fi validat în cadrul Congresului, care va avea loc pe data de 18 octombrie.